Bine v-am regăsit! Cuvintele Evangheliei, puterea lui Dumnezeu, se desăvârșește în slăbiciune, sunt un reper pentru viața Marianei Diaconescu, un om frumos care încearcă să-și trăiască întreaga sa viață pentru Hristos. Credința i-a fost salvatoare în cele mai cumplite momente ale vieții sale, iar astăzi dă mărturie despre cât de mult bine i-a făcut ei Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, vă invităm să urmăriți mărturia de credință a unei doamne care nu s-a lăsat doborută de încercări, de suferințe, având ca întărire și exemplu de viețuire însăși viața Sfântului și dreptului Iov din Vechiul Testament. Cele rele și nesporirea diavolească izbăvește-mă și mă duc într-o împărăția ta cea veșnică. Toată viața mea, și în boli, și în necazuri, și în bucurii, m-am hrănit cu Sfânta Împărtășanie. N-am putut sta departe de Iisus nici o clipă. Lumina lina a Sfintei slave, a Tatălui Ceresc, a Sfântului... Dacă m-am pierdut, mă iertați, pentru că nu mai cânt de când am făcut primul infart, ca să înțelegeți, și glasul mi este altul. Dar am avut de la Dumnezeu dăruit un glas cu care adunam să umplea biserica în rugăciune până nu obțin legătura, să mi se înalțe sufletul, să simt că sunt în fața lui Dumnezeu, nu mă simt hrănită, nu mă simt bine. Suferințele grele nu i-au zdruncinat credința, pentru că nu s-a limitat la viață ca la un ceas distrus de efemeritate și aruncat în neant. A crezut și crede că viața pământească, constrânsă de valuri de suferințe, este un preambul al veșniciei, al trăirii veșnice întru Hristos. A trecut prin 13 intervenții chirurgicale grele, prin 10 anestezii generale, iar astăzi, cu o sensibilitate duhovnicească pe care doar la cei suferinți sau la monahi a mai întâlnit-o, mărturisește despre iubirea pe care Dumnezeu o poartă față de noi, oamenii. Am avut și încercări, v-am spus, dar niciodată nu voi îndrăzni și pentru suferințe și pentru toate să mă supăr pe Dumnezeu, că dimpotrivă mă rușinez când văd pe Mântuitorul răstignit, când văd câtă suferință, cum să mă vait eu de-a mea când eu am păcate, și mă rog în permanență la Dumnezeu să-mi dea Dumnezeu mântuire mie și la toată casa mea. Din întâlnirea cu Maria Diaconescu am înțeles că ajutorul cel dumnezeesc se dă doar celor îndrăzneți în credință. Toată viața ei a fost o viață de curaj, de pocăință și de slăvire a lui Dumnezeu. Nu i-a fost teamă să spună adevărul, să-L mărturisească pe Hristos chiar și în vremuri comuniste atee, pentru că în neputință își desăvârșește Dumnezeu puterea. Am fost nevoită să declar un adevăr despre un caz, moartea unui om nevinovat cu 6 copii la CFR și era din vina șefului de divizie. I-a învățat pe toți, inclusiv pe soțul meu, să spună ceva care l-ar fi acuzat pe mort. Mortul era vinovat. Și eu n-am putut. Și am spus procurorului că eu nu am citație și n-am niciun drept în... Dar știu adevărul. Și m-a invitat pe scaun, i-am spus adevărul, s-a făcut dreptate. Și a spus, doamnă, de mâine veți lucra la noi. Și am zis, nu se poate, că eu n-am studii de drept, n-am nicio legătură. Ba da, sunteți omul dreptului. Maria Diaconescu este un om frumos, un om rar care își poartă anii cu înțelepciunea unui vârstnic, dar cu sufletul tânăr de copil. Un episod marcant din viața ei, dar și pentru lumea medicală, s-a petrecut în 1981. Un an când medicina românească nu a găsit explicații logice pentru revenirea ei la viață. Ne-a vorbit despre învierea ei. Da, înviere. Pentru că timp de 18 ore a fost în moarte clinică fără să fie conectată la aparate. Dumnezeu se arată tare și puternic cum este în cele slabe. Eu, într-adevăr, am avut din copilărie o stenoză mitrală, am avut suferințe, dar pe care le-am dus... cum să vă spun, cu puterea lui Dumnezeu le-am dus destul de bine, ani buni. Am făcut operație cu moarte clinică și, cum v-am spus,
Ce fel de operație? Cesariană, mi-a scos fetița și se preconiza că eu nu voi scăpa datorită stenozei care era avansată, foarte ștrangulată aproape inima, a avansat stenoza foarte tare, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte, ferească Dumnezeu, să fac avort sau ceva, nu. Cum v-ați prezentat în sala de operații? Ce ați făcut? Nu v-a fost teamă? Știați care era riscul? Da, știam care era riscul. Era sala de operație plină, pe lângă profesorul Panae Sârbu, Dumnezeu să-l odihnească, și alți profesori, cardiologi, subțirelul, Alexe, la vremea respectivă, spuma medicinei. Și am avut și un medic evreu, care, atunci când am zis eu, am cerut voie la domn profesor să mă lase 5 minute liniștită și am zis Tatăl nostru, tare, și toți și-au ridicat și-au dat chipiurile din cap și au stat cum se cuvine la rugăciune. După care, doctorul evreu, Feldstein, a întrebat ce a spus. Și a spus rugăciunea lăsată de Mântuitorul către Tatăl Ceresc. Și, după operație, într-adevăr, a curs sângele tot, într-adevăr, am intrat în moarte, dânsii au apreciat, au zis că am murit și m-a dat la morgă. Ne-a vorbit despre viață, despre suferință, dar și despre moarte, fără să fugă de ea ca de un chin. M-am dus pentru ultima dată la duhovnicul meu, părintele Pime, și plângea părintele Pime. Când am plecat, n-am să uit vorbele alea. A zis, du-te, tată, m-a binecuvântat. Și mi-a zis, du-te, tată, cu Dumnezeu, că vei călca peste morți, de-a morții n-ai să fii dată. Bineînțeles că nu m-am gândit că chiar așa o să fie. Am zis, m-a îmbărbătat părintele să trec cu bine de operație, că sunt cu inima școasă. Nu m-am gândit, dar părintele a știut. Părintele a avut înainte vedere cine decât Dumnezeu a putut să-mi dea, chiar așa inima spunea. Inima nu a bătut 18 ore. 8, și n-a fost fără un singur. Aparate. Da, au fost atâți profesori și atâți doctori, adică n-avea cum să fie o eroare de diagnostic. După 18 ore s-a întâmplat ceea ce niciodată nu se întâmplă. Și s-a întâmplat ca să fie de gardă doctorul anestezist care participase la operația mea, anestezistul meu. Și așa s-a făcut ca domnul doctor Dobre, anestezist, atunci a adus Dumnezeu că eu îmi revenisem, nu știu cu cât timp înainte, nu știu, decât că m-am uitat, devenea de undeva o luminiță. Totul era numai pereți, nu erau ferestre. Și am distins, a durat până când mi-am revenit, din șoc în șoc, când am observat cele 6 femei la rafturile frigorifice, am început să-mi revin, eu am pățit ceva rău, ce caut eu aici? Și m-am uitat în dreapta, erau 2 mese pe care se coseau morții și se spălau, deci unde se făceau autopsiile, așa. Erau ocupate, iar eu eram ca orice cadavru, la pielea goală și stăteam peste 3 tinere moarte. Una dintre ele murise cu o seară înainte, asta cu noi în salon, iar eu în morgă i-am recunoscut părul, chipul și am zis, ea e moartă, dar pe mine cine mă scapă? Și m-am uitat către ușă. Când m-am uitat la ușă, și am văzut că este ca la frigider în interior, adică nu are un sistem să se deschidă, așa e la morga. Așa. Cel puțin unde am fost eu. Și atunci am început, de aici să mă strângă și să-mi înțepe inima ca o săgeată spaima. Și când exact în fracțiunea aceea de secundă, aud umblând pe afară, era doctorul venit cu studenta care a murit pe drum. Și ce a zis când v-a văzut? Când a deschis ușa, eu am zâmbit când a deschis. Când am auzit zângănind la ușă, am fost conștientă că va
va veni cineva, mă va salva, dar se va speria. Dar, vă spun sincer, am fost egoistă, nu m-am gândit niciun pic la cel care va veni. Eu eram bucuroasă, nevoie mare. Când a deschis ușa și am văzut dincolo de ușă, era pe un coridor cu geamuri care dădea în curtea maternității, un cais pe 23 martie mi-a revenit. Un cais cu crengi, cu boboci, cu flori, așa, și cu vrăbiuțe. M-am născut a doua oară, conștient atunci. Și eu mă uitam la acest tablou și râdeam și mă bucuram. Domnul doctor, când s-a întors și când m-a văzut, n-a putut spune nimic. Pur și simplu a rămas împietrit, așa, s-a sprijinit de tocul ușii și o umbră îi lua toată culoarea feței. Și a stat preț de minute așa. Deci nu a putut să-și revină. Într-un târziu zice, dumneata sus? I-am zis, da, domnul doctor, nu v-am spus aseară că Dumnezeu mi-a ajută și mă duc acasă la copii. N-am mai apucat să termin pentru că picul ăla de energie, Dumnezeu știe de unde îl căpătasem, s-a epuizat. Dumnezeu intervenise pentru a rezolva ceea ce omului îi era imposibil. Revenirea la viața pământească. În cazul Marianei Diaconescu, Dumnezeu a îngenunchiat știința în fața veșniciei sufletului omenesc. Iar întâmplarea a trezit conștiințe în lumea medicală, chiar și printre cei care nu erau creștini. Iar doctorul Feldstein, doctorul evreu, s-a făcut ortodox în 81. Și am aflat mai târziu, când am lucrat la procuratură, că și cele două fiice la cezariana cu băiatul a zis, dacă scapă și de data asta, într-adevăr, credem și noi în Dumnezeu. Are 4 copii, 3 în viață și unul la Domnul. Și-a pierdut fetița, primul născut, în urmă cu aproximativ 8 ani. Avea 27 de ani, cea mai grea suferință a ei. Îi duceam la biserică, la părintele Galeriu. Uneori, în timpul interviului, o chinuiau durerile fizice, dar tot ea își cerea iertare pentru slăbiciunile sale. Ne-a povestit cum la vârsta de 17 ani a fost trimisă de părintele ei duhovnic, părintele Pimen Georgescu de la Mănăstirea Cernica, să fie găzduită pe timpul studiilor de pedagogie la familia Condrea. Familia în care avea să îl cunoască pe înalt preasfințitul părinte Nicolae, arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi, pe când era copil. Mama, doamna Condrea Victoria, mama, a murit la 37 de ani și câteva luni pe mâna mea, pe brațul meu, și mi-a spus că era însărcinată în 8 luni cu Corin Nicolae. Așa? Și când a ajuns la psihăstria, un părinte arhiereu i-a spus, mamă, să fii binecuvântată și ce aveam până de ce arhiereu să ajungă. După interviul nostru, am mai purtat o discuție telefonică cu doamna Maria Diaconescu. Își cerea iertare pentru că a vorbit prea mult. Că a vorbit prea mult despre viața ei și prea puțin despre Dumnezeu. Despre cât de mult bine i-a făcut ei Dumnezeu. Noi ne-am plecat la rostirea cuvintelor sale. Căci nu doar ea este chemată să răspundă chemării lui Hristos, ci noi toți. Dintotdeauna am crezut cu tărie în Dumnezeu și întotdeauna am spus și altora. N-ați avut momente de cumpănă? Niciodată l-am avut, Doamne, apără-mă, de cumpănă să mă duc, să cred în altceva. Nu, nu. Nădejdea mea, bucuria mea a fost numai credința în Dumnezeu.